găsit tuturor cititorilor portalului Luduș Online, singurul portal de știri din orașul Luduș. Iată site care s-a gândit să vă prezinte toți candidații la funcția de primar al orașului Luduș. Am început cu primii doi candidați. A venit rândul celui de-al treilea, este vorba despre candidatul Partidului Național Liberal la funcția de primar al orașului Luduș, domnul Coman Alin Dorin. E bine, întrebările sunt aproape standard pentru toți candidații, pentru a nu lăsa loc de interpretări, și cu siguranță veți afla din următoarele minute ceea ce are de gând Partidul Național Liberal pentru orașul Luduș și în principiu și candidatul Coman Alin Dorin. Și începem chiar cu prima întrebare, domnule Coman Alin. Ce v-a determinat să intrați în viața politică a Ludușului, să spunem, și a județului Mureș până la urmă? Bună ziua și dumneavoastră și vecinilor ludușeni. Mă bucur că am ocazia să mă fac cunoscut prin intermediul dumneavoastră. Sunt pentru prima oară în fața unei camere de luat vederi și cred că o să mă descurc bine. Cu siguranță până acum nu aveți emoții, eu vă doresc succes. Mulțumesc. De ce am ales să intru în politică? În 2007 eram absolvent de relații internaționale și științe politice, fapt care m-a determinat să pun în practică teoria învățată în cei 4 ani de facultate. Am ales această cale pentru că cred că important pentru o comunitate este binele comun, nu cel personal, nu cel al clientelei politice. Până la urmă, toți participăm, toți cetățenii orașului participăm indirect la dezvoltarea orașului prin taxele și impozitele plătite anual, dar mai important este și implicarea, să zicem, efectiv în dezvoltarea comunității, prin crearea de ONG-uri, prin implicarea inclusiv în viața politică. Este momentul în care tinerii, oamenii pregătiți, oamenii onești, oamenii integri trebuie să-și facă prezența în viața politică. Pentru că doar așa vom reuși să reschimbăm clasa politică atât de mult blamată de toată lumea. Cred că doar implicarea noastră poate să schimbe ceva. Circulă și în mediul online, și în discuții private, discuții private legate de politică, în care aud expresia toți sunteți la fel. Indiferent că ești de la PNL, PSD, PMP, USR, UDMR, toți suntem catalogați la fel. Eu cred că doar prin implicarea persoanelor oneste, integre și demne vom putea reforma clasa politică. De aceea invit pe toți cei care se cred capabili și vor un bine al comunității să participe la activitatea politică. Ei bine, întrebarea următoare, deși ne-a spus anul în care dumneavoastră ați făcut pasul spre politică, haideți să o completăm cu o întrebare adiacentă. În 2007, administrația locală din Luduș era sub o conducere a unui anumit partid. Din 2008 s-a schimbat, a mers o altă administrație până în 2012, iar din 2012 până astăzi avem o altă administrație. Comparativ cu anul de grație al intrării noastre în 2007 în politică, cum vedeți, de fapt, acest pas pe care l-ați făcut benefic pentru dumneavoastră personal și pentru partidul din care faceți parte? În 2008, când am intrat în politică, am găsit la Luduș o echipă entuziastă care dorea o schimbare în binea orașului, ceea ce s-a și văzut. Dacă urmărim intervalul 2008-2012, după un ciclu de 8 ani de conducere PSD,
a venit vremea liberalilor, pe un mandat de 4 ani, să dovedească anumite lucruri. Au dovedit, Ludușul s-a schimbat în totalitate, de la șosele, parcări, sunt multe lucruri care ar fi dezbătut, dar ne raportăm până la urmă la prezent. După care a urmat din nou încă o administrație de 8 ani PSD și cred că dacă luăm ciclu normal, 8 ani PSD, 4 ani Partid Liberal, 8 ani PSD, este rândul din nou de administrații liberale. Eu cred că am reușit să mă fac prezent în viața politică ludușeană prin faptul că la un moment dat aveam la nivel orașului Luduș un PNL mare care după o anumită ordonanță 55 a lui Liviu Dragnea a devenit un PNL mic, rămas cu doar 4 membri. Nu vreau să acuz sau să judec pe nimeni, fiecare până la urmă suntem responsabili de faptele noastre și trebuie să mergem înainte. Dar de la cei 4 oameni am reușit să clădim o organizație frumoasă, cu oameni tineri, oameni devotați, oameni integri, care își doresc să pună umărul pentru o dezvoltare certă a orașului Luduș. Să mergem mai departe cu mini-chestionarul nostru pentru fiecare candidat care dorește să acceadă la fotoliul de primar al Ludușului. De când sunteți candidat al Partidului Național Liberal pentru primăria și pentru Consiliul Local al orașului Luduș? Sunt candidat, de fapt am fost votat de Biroul Politic Local, după aceea de Biroul Politic Județean, undeva în luna februarie anul curent. Am înțeles. Următoarea întrebare ar fi, domnule Coman Alin Dorin, motivele pentru care candidați? De ce candidați? De ce candidez? În primul rând, candidez pentru că îmi doresc un nou Luduș, Marele Luduș. Probabil, dacă țineți minte, ne-am mai discutat în trecut filozofia mea politică legat de modul de a face o campanie electorală. Eu sunt de principiu că nu trebuie să ne construim succesul pe eșecul celorlalți. Eu nu vreau, unii dintre candidați spun votați omul, alții spun votați partidul. Eu vă spun votați proiectul echipei Partidului Național Luduș. Pentru că până la urmă, singur, fără o echipă și fără un proiect, nu putem gândi în viitor. Probabil ați văzut și pe pagina mea de Facebook, în care am un îndemn, ai vecine pe la mine. Mulți m-au întrebat, păi ce vrei să spui tu cu vecini, tot cu vecini, stânga-dreapta. Acest mesaj are o bătaie mai lungă. Nu ne raportăm la vecinul de lângă casă sau vecinul de pe scara blocului. Aici este vorba de vecinătate și de bunăstare. Că până la urmă, dacă ne gândim în trecut, cu vecinul îți făceai casa, o construiai de la zero. Sâmbăta se strângeau, turnau fundații, după un timp o ridicau, deci era o legătură strânsă și petreceau oamenii împreună concediile. Crăciunul sărbau împreună, anul nou îl făceau la fel împreună. Erau chestii normale până la urmă de vecinătate. De la ideea asta am pornit. Ludușul în momentul de față este într-un punct oarecum zero, să zic așa, în care, dacă nu gândim puțin mai departe, maxim mai putem asfalta niște străzi. Putem asfalta ultimul milimetru de drum, fără niciun fel de problemă. Mai putem trasa niște parcări, mai putem înfrumuseța niște zone din oraș. Astea se vor termina. Ce facem după aceste lucruri? Pentru că dezvoltarea economică a orașului trebuie să fie durabilă și stabilă. E ok, vine o anumită fabrică în oraș, mai vine încă o fabrică pe un termen oarecum limitat. Noi avem nevoie de o stabilitate în siguranța locului de muncă. De aceea, probabil ați văzut,
și pe pagina mea am avut diferite întâlniri cu primarii de pe zonă. Proiectul meu este mai mare, trebuie să gândim zonal. Ludușul, hai să ne gândim ce a fost Ludușul odată. Dacă pornim de la complexul de porci, când era cel mai mare complex de porci din zona de Câmpia Mureșană, după aceea venim fabrica de zahăr, care avea o diversitate mare de produse, venim la fabrica de cânepă, după aceea în zona Lidl, fabrica de lapte, unde erau procesate toate produsele lactate, mare cum. E, noi în momentul de față, fără un sprijin zonal, nu o să putem face aceste lucruri. Și gândul meu este în special spre agricultură, pentru că pământul nostru este aici. Nu le-a nimeni. Este al nostru, al părinților, al bunicilor noștri. E, bunurile astea date de pământ trebuie procesate și exploatate. Și o să vedeți pe parcursul campaniei electorale, acest lucru se va concretiza. O să reușesc să strâng pe toți primarii de pe zona Câmpiei Mureșene, în jur de 22 de primari liberali, și o să creăm această asociație prin care ne dorim crearea unui parc agroindustrial în zona Ludușului. Acest parc va genera locuri de muncă, va genera stabilitate, pentru că mâncarea, pâinea, laptele sunt alimentele nelipsite din casa fiecărui român până la urmă. După aceea, tot legat de această chestiune, pot să merg mai departe. Știu că e poveste veche cu podul peste râul Mureș din zona industrială. Povestea e din 2008, s-a făcut un proiect, s-a depus, s-a făcut și un studiu de fezabilitate, s-a lăsat administrația actuale. Timp de 8 ani nu s-a întâmplat nimic. Acest lucru este prioritar pentru dezvoltarea locală a orașului nostru. Pentru că, având doar o singură cale de acces, actualul pod peste râul Mureș, din câte știu eu, e ieșit un pic și din garanție, adică trecem pe proprie răspundere podul, este necesar, este vital acest pod peste Mureș, indiferent care va fi rezultatul acestor alegeri. Asta, acest lucru va rămâne o obligație a PNL-ului Luduș, prin intermediul viitorului guvern PNL, să ducă la bun sfârșit această investiție, fără de care nu vom avea foarte mulți investitori în oraș. Pentru că și ca primar și ca locuitor al orașului, nu-ți convine probabil să ai 100 de tiruri zilnic care să traverseze orașul. Plus că structura de rezistență a actualului pod probabil nu a suporta un flux atât de mare de trafic rău. Cred că este realizabil. Guvernul PNL are în următorii ani la dispoziție 81 de miliarde de euro fonduri europene, fonduri care, cu puțină viziune și iscusință, le putem aduce și în orașul nostru. Nu trebuie neapărat să ne raportăm, să așteptăm tot timpul bani de la guvern. Există fonduri europene și sunt în România orașe europene, pot să le spun până la urmă, și sunt mândru că sunt conduse de colegii de-ai mei din PNL. Pot să și exemplific de la vest, Oradea, venim la Arad, coborând la Alba Iulia, Cluj-Napoca, Brașovul, care este un oraș turistic european, dar pot să mă raportez și la orașe mici, Blajul, Sebeșul, chiar și colegul de la Câmpia Turzii face minuni în orășelul lui. Noi suntem aproape cu același număr de locuitori și cred că am exemple și totuși se poate face. Important este să vrem acest lucru. De aceea nu mă dezic de partid, asta reprezint. PNL a dat președintele țării, va da guvernul României, va avea un
o majoritate parlamentară, sperăm în decembrie, deci vom avea tot ceea ce e nevoie pentru a putea dezvolta localitatea în care ne ducem traiul zi de zi. Important este să vrem și să punem mâna pe pix și să ne apucăm de scris proiecte. Continuăm discuția noastră aici la Lutuș Online în compania candidatului pentru fotoliul de primar al orașului Lutuș din partea Partidului Național Liberal, domnul Coman Alin Dorin. V-am pronunțat întregul nume, domnule Coman Alin, deoarece următoarea întrebare este de fapt o scurtă prezentare a dumneavoastră. Cine sunteți de fapt dumneavoastră, domnule Coman Alin Dorin? Asta pentru cei care nu vă cunosc încă și nu știu cine ați fost, cine sunteți și probabil cine veți fi. În primul rând sunt un bun vecin. Am 38 de ani. Sunt tată la 2 copii. Sunt căsătorit. Am domiciliu stabil în Luduș. Este important ca un viitor primar să aibă domiciliu stabil la Luduș. Am absolvit școala gimnazială, liceul, în localitatea Luduș, după care am gustat din frumoși ani de studenție în frumosul municipiu Sibiu. Am fost absolvent de management în sport, ca primă facultate terminată, după care am urmat și cursurile Universității Lucian Blaga, Facultatea de Drept Simeon Bărnuțiu, cu specializare, relații internaționale, studii politice. După ce am terminat studiile în 2007, era cazul să intrăm în câmpul muncii, am început de jos, dar am perseverat și cred că am reușit. În momentul de față sunt administrator la 2 societăți comerciale, asociat în 3 societăți comerciale, coordonez activitatea unei firme de securitate, a unei firme de transport internațional și a unui serviciu auto. Am un efectiv de 50 de angajați, pentru care zi de zi mă lupt și încerc să le asigur continuitatea și venitul lunar. Sunt o persoană deschisă, deschisă spre nou. Am, cred eu, o viziune destul de bună, pentru că de multe ori, ca și primar, nu e suficient să fii gospodar. Trebuie să ai și viziune. Și aceste două calități împreună cu siguranță vor garanta și succesul administrației. Mergem mai departe, domnule Alin Coman, la o altă întrebare. Este o întrebare pe care am adresat-o de asemenea tuturor candidaților. Care este părerea dumneavoastră despre actuala conducere a României? Ca și cetățean, eu și familia mea m-am simțit în siguranță pe toată această perioadă de stare de urgență, de pandemie, o situație nemai întâlnită până acum, de niciun guvern, până la urmă, din toată lumea. Dar, într-adevăr, probabil au mai fost anumite minusuri în gestionarea pandemiei în domeniul medical. Probabil ar fi fost mai ok dacă cele 6 spitale regionale promise de Liviu Dragnea și PSD ar fi fost date în folosință. Bun, ca și antreprenor, am beneficiat de toate măsurile guvernului PNL, deci pot să certific acest fapt că există și se derulează în continuare. Guvernul Orban a susținut un șomaj tehnic pentru 1,4 milioane de angajați pe perioadă de 3 sau 4 luni, după care societățile comerciale care au primit înapoi angajații din șomaj tehnic vor beneficia până la data de 31 decembrie de un ajutor de stat de 41,5%
din salariul minim brut pe economie, ceea ce nu este puțin lucru. Pe noi, privații, aceste măsuri ne-au ajutat foarte mult ca să mergem înainte, pentru a nu închide afacerea, pentru a nu trimite oamenii acasă. Dacă mergem în sistemul bugetar, chiar dacă unele activități au fost restrânse, bugetarii și-au primit un salariu integral, fără a avea loc tăieri, întotdeauna este loc de mai bine. Dar eu consider că la momentul actual nu ar fi putut guverna altcineva mai bine. Îmi vine greu să-mi imaginez cum ar fi arătat România cu Viorica Dăncilă premier, cu Olguța Vasilescu la Ministerul Muncii, cu Carmen Dan, care în 10 august a scos jandarmii pe stradă, la Ministerul de Interne, cu Teodorovici la Ministerul de Finanțe. Cred că România ar fi mers în altă direcție. Mergem mai departe cu interviul pe care Luduș Online îl ia domnului Coman Alin Dorin, candidat la funcția de primar a orașului Luduș. Dacă am aflat și părerea noastră despre actuala conducere a României, haideți să vedem ce credeți și cum comentați faptul că programul PNL pe care l-ați prezentat și îl veți prezenta va reprezenta o alternativă la ultimii 4 ani de guvernare locală ludușană. Cred că programul Partidului Național Liberal al lui Coman Alin și al echipei de consilieri PNL poate fi o alternativă, deoarece actualul primar a avut la dispoziție 2 mandate. De multe ori într-un mandat nu ai suficient timp să demonstrezi anumite lucruri. Ne lovim de birocrație, de termene, care nu depind întotdeauna de noi ca primar sau consilier local. Dar a avut la dispoziție 2 mandate în care ar fi putut demonstra puțin mai mult. Nu o să spun niciodată că un lucru bun este prost făcut. Un lucru bun rămâne bun făcut și trebuie să apreciem întotdeauna meritele primarului în funcție, pentru că până la urmă asta este menirea unui primar, să facă bine în comunitatea lui. Dar cred că programul nostru este puțin mai diversificat și are un pic mai multă viziune. Noi gândim un pic lucruri mai mari. Probabil ați văzut și în programul meu un spital microregional. Când am spus acest lucru, m-am bazat pe programul guvernării PNL, în care s-au aprobat, din câte știu, 104 spitale de orașe mici. Noi ne încadrăm în această situație și cred că împreună revin la zonă, la vecinii Ludușului. Pentru că Ludușul, în momentul de față, este centru administrativ care deservește toată zona. De la Sărmaș până la Chețani, toată lumea vine la spitalul de la Luduș. Toată lumea vine la finanțe, la judecătorie, la terase, la supermarketuri. O mare parte din bugetul zonal, bugetul propriu al cetățeanului, se cheltuie în acest oraș. Și cred că, printr-un efort comun, primarul Iernutului, primarul Sărmașului și a primarilor de comune, putem construi un spital de microregiune care nu e neapărat să fie la Luduș. Un spital european trebuie să fie în afara orașului. Să poți să ai, să poți să aterizezi cu elicopterul, să poți să intri cu ambulanța într-o zonă largă, trebuie undeva la periferia orașului construit și cred că o să găsesc susținere din partea tuturor primarilor, pentru că exact ca într-o echipă. Noi aici suntem o echipă pe zona de Câmpie Mureșană. Una e că merge un primar la minister sau că merg 20 de primari cu aceeași problemă. Cred că rezolvarea va veni mult mai repede, atât timp cât noi ne vom constitui ca o echipă și ca o asociație zonală cu interese comune. După aceea, tot în același program, am
găsit câteva puncte pentru tineri. Cinematograf în aer liber. Avem un parc frumos. Trebuie să-l exploatăm un pic mai mult. Să-i dăm o identitate în momentul de față. Nu are nimeni în zonă. În zona Câmpiei, Mureșene sau chiar județul Mureș. Nu are nimeni un cinematograf în aer liber. M-am interesat, costurile oarecum sunt, nu sunt foarte mari. Se poate face. După aceea, consider că între podul rutier și până la limita cu fabrica de zahăr, să zicem, pe dig se poate face o pistă de biciclete sau o zonă de promenadă. Am văzut la Turda, pe malul Arieșului, o zonă excepțională de a-ți petrece timpul liber în weekend. Bun. Aș vrea merge mai departe tot pentru tine. Avem mulți pasionați în oraș de mașini. Aș vrea să creez un eveniment auto. Să avem o singură, un weekend dedicat zilele orașului. Nu mai trebuie să facem zile pe cartiere. Zilele orașului care se, și aceste zile se capete o identitate, un specific al zonei de câmpie. Putem face ca un târg al zonei de câmpie. Trebuie să evoluăm și trebuie să vedem lucrurile puțin mai departe. De aceea cred că împreună cu zona vom putea ridica și Lutușul la alte standarde. Spuneați de un eveniment auto, dați-mi voie să vă propun ca viitor primar și un eveniment moto. Eu sunt fan pe două roți, așa că vă rog frumos. Să țineți cont și de părerea mea. Bineînțeles, tot ce e cu motor e drag mie. Din proiectul meu de oraș, până la urmă, că despre asta e vorba, reabilitare, infrastructură. Infrastructura este domeniul cel mai dorit de alegători. Ne aflăm într-o situație în care nu mai avem foarte mult de asfaltat, dar trebuie să ducem la bun sfârșit ceea ce s-a început, că așa e normal. După cum discutam, fiecare primar până la urmă a dus la bun sfârșit proiectele celuilalt și așa e și logic și normal într-o democrație. Am reamintit mai devreme podul rutier. Putem insista pe podul rutier pentru că, revin, e vital pentru o dezvoltare economică a orașului. Și sper că în următorii 4 ani voi găsi sprijinul necesar în guvernul PNL să găsim fondurile necesare, fie ale europene sau guvernamentale, pentru realizarea într-un fel sau altul acestui pod necesar orașului Lutuș. Aș putea să merg mai departe la serviciile publice din localitatea noastră. Aici pot să mă opresc și la domeniul administrativ. Primăria Lutuș. Cred că la un moment dat se va impune un audit administrativ pentru evaluarea și eficientizarea serviciilor publice din primărie. Până la urmă, eu văd în privat cât muncim zi de zi pentru a duce mai departe afacerea și pentru a duce mai departe continuitatea angajatului. Și cred că și în domeniul administrativ se poate puțin mai mult. Nu vreau să insist prea mult pe acest. E un subiect sensibil, dar vom dezvolta la momentul potrivit. Ce am constatat de iarăși prin oraș? Nu avem toalete publice. Am fost, cu toții mergem la Cluj, că e aproape vecinul nostru de județ, sunt acele toalete publice automate, care introducem bagnota, se deschide și găsim o toaletă modernă, curată, dezinfectată, cu tot ce trebuie. E necesar și la Lutuș.
una în zona pieței și una în zona bulevardului sau chiar se vor găsi locuri. Dar aici aș merge pe altă propunere. Aș concesiona unui privat o bucată de pământ, să achiziționeze privatul respectiv toaleta și să încaseze suma respectivă. Și atunci scutim primăria de niște costuri și dăm și ocazia unui privat să-și dezvolte poate mai mult afacerea. Eu cred în parteneriatul ăsta public-privat, care am văzut în orașele mari că funcționează. Și până la urmă acolo trebuie să ajungem. Privatul trebuie încurajat. Întotdeauna trebuie încurajat, pentru că el este cel care generează taxe și impozite, din care primăria și sistemul bugetar își iau veniturile. Bun, aș putea să o mai îndrept și a fost des discutat problema transportului local. Avem un transport local, ok. Nu poate contesta nimeni acest lucru. Dar întrebarea mea e cu ce costuri avem acest transport local. O altă idee interesantă din programul meu, din proiectul meu de oraș, trebuie să creăm și să apropiem puțin primăria de biserică și de ONG-uri pentru crearea de servicii cu adevărat sociale pentru oamenii nevoiași din localitatea Luduș. Nu pentru cei care nu vor să muncească. Pentru cei care nu vor să muncească, trebuie găsite soluțiile pentru a-i trimite la muncă. Avem o ofertă de locuri de muncă în oraș. Există, sunt fabrici care fac angajări, este nevoie de șoferi. Există cât de cât și resursă umană și locuri de muncă. Ideea e că trebuie să găsim metoda prin care se împingem. Legislația știu că există. E propusă de colegul de la deputatul Florin Roman de la Alba Iulia. A trecut de toate forurile. Există în vigoare. Trebuie doar pusă în aplicare. Dar toate aceste lucruri, eu de unul singur nu o să pot să. De aceea îndemn și comunitatea să aibă o implicare mai mare în activitatea publică locală. Și de ce spun acest lucru? Primăria nu poate să-i spună lui X sau Y, mă, nu mai arunca pe jos. Până la urmă, noi ne menținem orașul curat. Dar avem pentru acest lucru sancțiuni contravenționale date și prin hotărâri de Consiliu și prin legea, și prin lege. Important este ca serviciile abilitate să-și facă prezența cât mai mult pentru respectarea normelor în vigoare, pentru respectarea ordinei și siguranței publice. Așadar, pentru a putea să-mi duc la bun sfârșit proiectul de oraș, am alături de mine o echipă de oameni onești, integri, dorniți de muncă, demn pentru a ocupa această funcție. Hățăgan Olimpiu Sorin, Călugăr Ioan, Șopterian Ioan, Petre Azachei Ovidiu, Deteșan Adrian, Dobrău Otilia Dorina, Spătar Ciprian Ovidiu, Bologa Tănăsie, Șopterian Tudor Andrei, Botoșer Alexandru Daniel, Popa Marius Gheorghe, Mihali Ioan Ovidiu, Popoviciu Ramona Elena, Scuturdean Valer, Mădărășan Avram Daniel, Mureșan Adrian, Bucur Adrian, Hățăgan Simona Mariana, Scuturdean Ioana, Ramona, Mami Hai Cornel și Spătar Irina Cristina. Cred că am reușit să strâng în jurul meu oameni care vă inspiră încredere și oameni care se vor își vor dedica întreaga pricepere pentru binele nostru comun. Mergem mai departe și ajungem la ultima întrebare, fiindcă de fapt ultimul lucru este un îndemn și un mesaj al candidatului Coman Alin Dorin pentru alegători. Iată, ultima întrebare
O întrebare pe care am adresat-o și celorlalți candidați prezenți aici la Luduș Online: dacă ar fi să alegeți un sport în care considerați că i-ați învinge pe contracandidații dumneavoastră, care ar fi acela și de ce? Da, interesantă întrebare, dar am o vagă bănuială că ceilalți candidați au ales un sport individual. Domnul Ciprian a și confirmat-o când am văzut videoclipul. Sportul pe, la care aș provoca ar fi rugby. Prima echipă de rugby a fost în 1910. Eu cred că este nevoie de o echipă. Au trecut vremurile în care unul singur ducea lupta. Acum o ducem împreună. Rugby este un sport de echipă, este un sport de forță, este un sport de strategie. Și cel mai important lucru, ați văzut cu toții, fair play-ul care există la sfârșitul fiecărui meci de rugby. De aceea, dragi candidați, dacă vreți să facem un partid de rugby, găsim căști, minge și începem jocul. Vă mulțumesc! Iată, ne ajungi la finalul acestei discuții pe care portalul Luduș Online îl are cu candidații la funcția de primar al orașului Luduș. La final, domnule Coman Alin, dorim, vă rugăm să transmiteți un mesaj pentru lutușeni, posibil alegători ai dumneavoastră. Da. Mesajul meu până la urmă este unul corect. Eu îndemn pe lutușeni să asculte pe toți candidații. Suntem mulți, suntem 7 candidați, dar asta arată totuși un interes din partea lutușanului spre administrația locală și spre o viață mai bună în Luduș. Îndemn să-i asculte, să ne asculte de fapt pe toți, să analizeze cu atenție proiectul fiecăruia și în ziua votului Dumnezeu să le dea gândul cel bun, ca împreună să facem Ludușul de altă dată. Vă mulțumesc, vă dorim mult succes și Doamne ajută! Vă mulțumesc și eu și sper să ne mai revedem. Cu multă plăcere! Mulțumesc.